Concentrează-te, te rog, concentrează-te. Hai, nu pot, nu voi mai nici urâță. Chiar nu simt o vedă. Ok, doar faci un filmuleț despre încrederea din sine, că le vezi tu pe el, dacă tu ești va. E ok, să știți, chiar e ok. Ca din când în când să aveți și căderi nervoase. Face parte din proces. Bună, dragilor, și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube! Înainte de toate, vreau să vă mulțumesc din tot sufletul pentru toate cuvintele frumoase și toată susținerea pe care am simțit-o din partea voastră după primul meu vlog. Da, promit să învăț, să mă perfecționez și așa mai departe și mulțumesc! Multe dintre voi m-ați întrebat cum reușesc să am o asemenea încredere de sine. O să fie un vlog. Ca și mențiune, tot ce urmează să spun în acest videoclip este strict părerea mea, este din propria mea experiență, din ce am citit, din ce am auzit și văzut. Deci luați doar ceea ce este relevant pentru voi. Dar ce-o fi, domnule, încrederea asta de sine? Ce-o fi ea? Vă zic eu, este un skill. Este un skill ca oricare altul. Ce presupune un sentiment de încredere în propriile abilități, calități și în propria judecată? Pun accentul pe skill, pentru că încrederea de sine se lucrează și se perfecționează. Eu am avut nevoie de un moment dureros ca să realizez cam cât de ușor este ca oamenii să te jignească și ulterior să te rănească. Și cam atunci am realizat eu cât este de important să-mi cunosc adevărata valoare. Momentul meu, vi-l spun. Eram în clasa 8-a și primesc un mesaj. Un mesaj de la un tip cu care eu vorbisem în trecut. Pregătiți-vă! Ce faci, Isaac? Am auzit că ți-au mai trecut coșurile alea. Așa-i? Ce? Ce? Și în momentul ăla, dragile mele, mi-am spus, Isaac, nu ai voie să acorzi importanță acestui mesaj. Punct! Adevărul este că eu m-am confruntat cu o acnee agresivă câțiva ani de zile din clasa 6-a și ultima erupție a fost în clasa 12-a. Chestia e că eu nu mă machiam deloc, absolut deloc. A fost o experiență interesantică. Înaintând în vârstă, am observat cam cât de ușor este pentru fetele cu un corp dumnezeiesc să primească complimente. Corp pe care eu nu-l aveam. Nici pe ăsta, doamne, nici față, nici corp. Bă, dar vedeți voi, aveam și eu nevoie să fiu apreciată. Simțeam nevoia și eu să aud un compliment din când în când. Bă, și mă gândeam eu așa. Ce fac? Ce fac, doamne? Ce fac? Bă, și mi-am dat seama că am o personalitate mișto. Zic, ok, bă, am personalitatea. Hai să lucrăm la atitudine. Și uitați așa, am devenit eu vocală. Pentru că trebuia să găsesc o modalitate de a mă face observată, de a mă face auzită. Asta vreți că de aici? Mă vedeți pe mine aici? Ok, sunt cool și eu. Și povestea asta mă aduce la numărul 1. Gagici, identificați-vă aturile. Dați-vă voie să le observați. Ok, nu am nu știu ce corp. Păi da, am un umor. Senzațional, domnule! Am o personalitate atât de hazlie și de frumoasă, incredibil! Mamă, nu am ochi albaștri! Păi, dar cum pot eu, cât de mult pot să iubesc și cât de sincer? Doamne, senzațională sunt! Numărul 2. Fiți atente! Gagici, voi sunteți cele care alegeți cum sunteți tratate de cei din jur. De aceea este atât de important să vă cunoașteți adevărata valoare și să știți foarte bine ce meritați. Pentru că altfel o să ne trezim în niște situații în care facem niște compromisuri și în care acceptăm niște lucruri mult, mult prea departe de ceea ce ni se cuvine. Nu ar trebui să permiteți nimănui să vă trateze diferit. Nici familie, nici prieteni, nici cadru didactic, nici nimeni. Unul dintre motivele pentru care eu m-am despărțit de fostul meu iubit a fost acela că dumnealui nu putea să înțeleagă că eu am nevoie să fiu relaxată în timpul actului sexual și după,
Așadar, să folosesc o protecție de calitate la prețul la care este. În defavoarea altei protecții, mult mai ieftine. Mult. 15 lei, cât o fi, habar n-am. Eu știu ce merit. Eu merit să fiu relaxat. Liniștea mea pentru mine contează. Ah, nu contează liniștea mea pentru tine? Perfect, ok. Doar că eu aleg să nu-mi pierd timpul cu tine. Numărul 3. Acceptați complimentele. Tratați-le ca atare. Nu le mai redirecționați imediat către folderul bullshit, lingușeală și nu știu ce. Nu. Bă, ți s-a spus că ești frumoasă? Da, mulțumesc frumos. Știu. Apreciez. Simplu. 4. Luați-vă timp să vă gândiți pentru ce sunteți voi recunoscătoare. Și după ce mulțumiți așa lui Doamne, Doamne, sau cui mulțumiți voi, Universului, bă, gândiți-vă că poate o bună parte din aceste lucruri chiar le meritați. Pentru că ghiciți ce? Sunteți niște oameni faini. Niște gagici mișto. E greu? E greu să credeți asta despre voi? Mamică, vă mănânc! Numărul 5. Evitați să auziți bârfele despre voi. Mm-hmm. Încercați ca atunci când cineva vă provoacă cu o chestie de genul... Fata, te certa cu Vasilica? Gen, pur și simplu m-am întâlnit cu ea și începe să-mi spun niște lucruri super urâte despre tine. Gen, eu n-am spus nimic, dar cred, mă gândeam, oh my god, Isaac nu e așa. Isaac nu e așa. Dar, gen, așa din senin, știi? Să răspundeți cu... Nu mă interesează. Bine, chestia e că nu prea aș vrea să spun ce ai zis, dar dacă insiști, eu o să-ți spun, dar să nu știi pe cât ți-am spus. Ești... Da, chiar nu mă interesează. Doamne, și o să vedeți cât de tare vi se poate îmbunătăți viața, doar cu replicile. Nu mă interesează, nu mă privește, nu-i treaba mea, nu mă afectează, pentru că nu vă afectează. Gura lumii e spurcată, nu oprește nimeni. Nu are sens să vă pierdeți energia cu așa ceva. N-are sens. Deloc. Ca să ne amuzăm puțin, eram în clasa 9. Nici nu știam bine cum arată un penis, sau ce ăla, sau care e treaba cu reproducerea. Și prin liceul meu se dăduse un mic zvon de către o gagicuță, care acum e la medicină. Doamne, îi doresc pentru a-și curăța karma aia pătată. Să salveze vieți. Care era zvonul? Oh my god! Isaac a făcut sex cu un băiat care nici măcar nu este iubitul ei. Da. Calmați-vă, lucrurile astea nu contează. Și să vedeți că în momentul în care vă antrenați, efectiv, când refuzați să auziți chestiile astea răutăcioase și degeaba și minciunile astea, parcă după o bucată de timp, parcă chiar nu mai există, pentru că nu mai aveți cum să vă focusați pe asemenea chestii, v-ați educat în sensul ăsta. 6. Fiți îngăduitoare cu voi. Nu vă condamnați pentru fiecare chestie mai neplăcută prin care treceți. Ok. Nu este mereu despre voi, nu este mereu vina voastră, nu sunt mereu alegerile voastre. Uneori suntem și victime ale unei situații, ale unei conjuncturi și așa mai departe. Fetelor, duceți-vă în oglindă, uitați-vă la voi. Eu când o fac, parcă văd așa niște zgârieturi pe fățuca mea. Zgârieturi care sunt, de fapt, metafore pentru toate micile traume pe care le-am avut. Ok? Fiți îngăduitoare cu voi. Dacă nu voi sunteți alea care știu cu adevărat că viața voastră nu a fost mereu roz și că ați trecut și prin niște chestii nașpa, cine altcineva să vă aprecieze pentru puterea pe care ați avut-o atunci sau puterea pe care o aveți acum? Eu vă spun sincer, eu trec printr-o perioadă grea pentru mine, părinții mei divorțează, sunt mult mai multe chestii în spatele acestei treburi. Doamne, și mă uit în oglindă și mă uit la mine și mă felicit și vine să, Doamne, vine să mă strâng în brațe pentru cum
am gestionat eu situația. Nimeni nu putea să o facă mai bine decât mine. Nimeni. Pentru că nimeni nu mai este în situația mea. Fix în aceeași situație, în locul meu, cu trecutul meu, cu capacitatea mea, cu nimeni. La fel și pentru voi. Lăsați, domnule, că-i burtica acolo că vă mănânc. Și ce? Și ce dacă e burtica aia? Mamă, nu am pe pantalon cu talie înaltă? E, domnule, na, până mă duce la sală, până mi face un obicei din a face abdomenii, o să mai fie burtica aia acolo. Acceptați-vă chestiile care nu vă plac. Ok, le rezolvăm, le rezolvăm. Dar până atunci, hai să mă bucur și de treaba asta. Hai să mă bucur și de ochii mei frumoși. Hai să mă bucur de genele mele lungi și să mă bucur de părul meu sănătos. Și felul în care vă tratați în momentul în care pierdeți o relație sau o prietenie într-un mod destul de urât. Știți, băiatul ăla care vă spune că da, mi-am bătut joc de tine. Nu vă condamnați pentru faptul că Doamne, cum nu mi-am dat seama? Dar cum? Dar ce-a fost în capul meu? Dar ce fraieră sunt? Dar problema nu e la voi. Și ajungem la 8. Înconjurați-vă de oameni mișto. Și încercați să aveți odată la ceva timp discuții sănătoase, discuții frumoase, eu așa le numesc. Știți prietenile alea care chiar sunt prietenile voastre și nu este vorba doar hai să ne facem frumoșele în seara asta, să mergem în club, mai facem un selfie, mai avem puțin, mai băgăm un dans și ne postăm pe Instagram și nu știu ce, dar nu neapărat alea, prietenile alea care vă știu și cu bune și cu rele. Încercați că odată la ceva timp să aveți așa o discuție de genul, bă, fată, îmi place atât de mult că ai atâta curaj să-ți exprimi punctul de vedere și prietena voastră să zică, bă, mulțumesc. Uite, ea în momentul ăla conștientizează treaba aia în caz că nu o făcea până atunci și spune, uite, și eu mi-aș dori să pot să vorbesc atât de mult pe orice subiect, pentru că ai cultură generală fantastică. Înțelegeți? Deci, nu genul ăla de complimente pe care le arunci așa, nu, o discuție reală în care să vă apreciați voi între voi. Și cu un pahar de vin, cât poate să ajute treaba asta? E foarte dubios să arăt așa, nouă. Faceți lucruri frumoase pentru cei din jurul vostru. Credeți-mă când vă spun că felul în care tratați pe cei din jurul vostru reflectă extraordinar de tare felul în care vă tratați voi pe voi. Prin urmare, relația voastră cu voi înșivă. Și poate e cu toate vină, știi? Adică, dacă nu reușesc când ajung să fiu atât de drăgăstos cu propria mea persoană sau încă mai am de lucrat la asta, cu îngăduința și toate cele, hai să încerc să fac cu cel de lângă mine. Chiar ar fi drăguț. Poate așa învăț cât de bine se simte și o să o fac și cu mine. Plus că faceți lucruri drăguțe, voi faceți, că viața e prea scurtă să fim răutăcioși și să știți că oamenii care rănesc și pe mine de asta nu mă deranjează, nu mă deranjează niciun comentariu, urât, credeți-mă, că nu m-am gândit o secundă cum o să gestionez eu hate-ul odată ce încep un canal de YouTube, pentru că știu că am super multe de învățat, dar nu mi-e frică de așa ceva, pentru că oamenii care rănesc sunt oameni răniți. Mai mult strânește în mine așa o părere de rău, dar atât. Deci nu fiți astfel de oameni și e ok, pentru că iau traumele lor, de asta traumele trebuie rezolvate. Am pierdut numărul ăla să-mi baltă, asta e chiar simpatică. Fiți mai relaxate! Vara trecută eram în vamă după ce aflasem că am intrat la facultatea pe care mi-o doream și bla 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 bla. Și eram la stuf. Într-o prin de pantalon de training cu un maioaș, drăguțică nu prea, și văd un băiețel. Zic, opa! Și ce poate să scoată proasta pe gură? Îi zic prietenii mele. Auzi! Eu, în seara asta, îl vrăjesc pe gagiul ăsta. Zi și făcut. O oră întreagă s-a tirat. Transpirase, eram luată. Ok, așa fac eu torc. Adică am făcut tot ce se putea face și ce nu se putea face. Păi, și băiatul ăsta nimic, ați nebunit? M-am lovit de el, m-am trântit, m-am tolonit pe acolo. Bă, nimic. Ce zice deșteaptă? Cu siguranță e gay. Păi și să știți că eu chiar mi-am zis-o real, adică eram, păi, exact, stai liniștită, sigur e gay, dacă nu se uită la o frumusețe ca și tine, ok. 20 minute mai târziu, băiatul a venit la mine, am fost împreună 6 luni.
Sunteți în club, îl vedeți pe băiatul ăla drăguț, nu simte la voi, nu vă întristați atât de rebișiți. Nu pot să atrag niciun băiat încă sunt grasă și urâtă și proasă și... Respirați. Vopsiți-vă, bă. Bă, uneori. Da, e adevărat, trebuie să lucrăm noi cu noi, să ne acceptăm defectele, să le îmbrățișăm, să nu știu ce. Da, ok, de acord. De acord și cu treaba asta. Bă, da, uneori. Uneori e vorba și despre a te vopsi. Deci, acum am ajuns la final, vă divulg secretul meu, marele meu secret. Vă recomand, în intimitatea voastră, fie că este camera voastră, fie că este baia, habar n-am, să vă puneți o melodie mișto, o melodie care vă face să vă simțiți cumva, fie că vă simțiți sexy, fie că vă ridică moralul, oricum, orice fel de melodie, îmbrăcați-vă cum vreți, faceți-vă părul dacă doriți, habar n-am, o buclă, o treabă, ce vreți. Machiați-vă dacă să vă face plăcere, păi și dansați. Știți cât de mult poate să ajute treaba asta? Eu sunt fascinată de fiecare dată după ce o fac. Eu o fac des, eu nu o fac periodic. Eu o las la 2 zile, cred că sunt în baie și sunt... Iați legătura asta cu voi, dați-vă voie să vă îndrăgostiți dracului de voi, pentru că se poate. Deschideți ochii când vă uitați în oglindă și... Asta-s eu. Fiți atente la cât de fluide puteți fi și la cât de grațioase și uitați-vă și la mânuțele voastre. Acum am trebuit să învăț care e treaba cu loginul ăsta. Adică sunt deja la al 2-lea și încă paletă.